La mare. Da, mă pricep. Am zis pe aici o stână părăsită. Trebuie tu. Stai, Liviu, nu te tura. Două secunde. Bună ziua și bine v-a regăsit la un nou vlog. Astăzi facem al doilea antrenament. Denisa s-a ascundit de filmare, dar ziceți voi, nu-i frumoasă, ce s-a ascundit de cameră? Nu se vine așa la bală. Da, dai bine pe cameră, dar cum se vine? Frumos că e vară, să ne aerisim, să poate transpirăm, e căldură. Astăzi facem al doilea antrenament. Și al doilea antrenament e în stilul nostru caracteristic. Urcăm balotul rotuns pe trailer. Îl am aici omul meu de bază, pe Liviu, pe care știți din vlogul lui Geta, pe Denisa. Eu pe Denisa mă bazez, că eu știți că mă doare piciorul. Deci Denisa e forța aici la balot. Denisa pune asta, e bine, și după aia merge și îmi pui pe alții. Nu, a glumit, ea e cu volanul, noi doi punem. Liviu, ce ți-l așa? Bineînțeles, bossii filmează. E proaspăt o angajat în firmă. E proaspăt o angajat în firmă. Și forță, forță! Vezi de gură direcția acolo. Așa, împinde o stâlpă. Așa, bun. Dă-i. Da. Mai. Bine. Stai acolo să merg la următorul. O duce sacul la mare. Ce e, Liviu? Hai. Dar ce simțiți așa? Îmi fierbinte. Să mă fierbântesc. Să știi că visești să fii cu un balut. Ce să facem? Visești să faceți un clip în un clip pe balut, ha? Hai să mă crești pe ăsta. Hai să vedem dacă pot eu cu Liviu. Hai, Liviu. Nu pot. Hai. Dă-i. Vede, cum veni Vasile, mă. Hai, da. O trage bunul Vasile, plus. Ducem câte trei să ne preaglomerăm. Avem 12 hold asta. Avem că alte două holde, dar alea lăsăm pe mâine. Pentru că după antrenamentul ăsta merg la antrenament la Robi. Vrei să vii cu mine să facem meciul la noi? Și. Ăla, și încă o dată. Și încă o dată acum. Acum încă o dată. Așa. Bă, bravo. Încă dă-l în cap, dă-l în cap. Așa. Am băieți capabili. Place. Place cum merge treaba ca pe roate. Fara mine nu putea să face treabă. Ce ai zis? Ne recunoați măcar Liviu că are noroc. Chiar e tare Liviu. Cât îl vedeți așa de slăbuț fizic, are sânge în instalație. Aici descălcăm. Deci vine, să vină băiatul tractorul să-i așeze. Noi ia ce mai gata. E mai jos în noi, să plimbe după noi, să ne încarce, să ne... că noi suntem noi încărcătoare bune pentru trailer. Stai, mă, așa. Ce-mi place să am acoment. De la an de la, la an mai evoluez și eu. Hai. Anii trecuți încărcam singur baloți ăștia pe trailer, acum nu m-am dat indicații. Hai, băieții. Hai, forma de la telecomandă. Sărea, câte fi. Tati strâmbchi. Dacă trebuie să mai slăbească, țărăși. Așa. Că pe aia mult mănâncăm așa. Jumata, mai avem jumata. Ajută-l, ajută-l. Bravo, super. Hai mai încoci. Prostogolește-o cel mai încolo, da. Stai, stai. Mă, bun. Da. Și aia. Stai că trag-o țin în față și dă-l blon în sus. Dar nu mai dai dintr-o dată ca înainte. Ce-i Dini? Fă-te-mi ce plânge, de ce? Bun, taci un pic, Liviu, taci din gură un pic. Bun, a terminat antrenamentul la baloți. Îl mai avem pe cel de la sală. A venit să ne răcorim puțin aici la râu. Ne-am bălăcit, îmi trebuie. Și acum decolăm. Sunteți pregătiți? Să iau cu voi pe aici până dorm încolo. Nu. Nu? Nu ești pregătită. Da, mai știi, mai știi când te-am băgat cu pătrul pe aici la pomare? Ți-am zis ceva înainte. Ce mi-ai zis? Dacă mai bești, nu te bagi. Nu ți-am mă șantajez. Ținești acolo, te rog. Până acasă. Dragilor, știți bine că... Așa, dă-i pe Liviu să vedem ce zice. Dragilor, știți bine că în acest vlog nu tare m-am cu Iancu.
Iancu nu-i colegul meu, așa să știți. Eu sunt colegul lui Geta, adică a lui sora lui. Geta e șefa ta, cum ar veni. Da. Mulțumesc. Și noi de aici vă dorim un weekend de excepție și numai bine. are vorbele la el, bă, n-am ce. Bă, ăsta trebuie să-l punem la birou, mă, ăsta nu-i de balot. Nu le băga. Sau hai că le băgăm, o prindem acolo și o mulgem aici afară. Avem aici patru rămase care le-am dus la munte, deoarece au fost foarte șchioape. Și le-am băgat aici la casa vecină, pentru că aici nu stă nimeni și numai bine mai parți iarba. Și avem aici o oaie care a fătat de 3 zile și a murit mielul săracu. A avut ceva probleme și trebuie să mulgem oaie de câteva ori ca să nu se strice la uger. Și domnul Liviu acum o prinde și eu o să vă arăt cum se mulge oaia. Știți că zici, uite, un bebe chiar mai șchiop, care l-am lăsat. Bravo, Liviu! Bravo, da, hai pe afară. Știți că vaca să mulge invers cum se belește, știți, bă, vorba aia. Hai să vadă cum se mulge oaia. Nu țină de hoarne. O dăm, aici, avem ceva cârpi aici, îți dăm laptele. Sau la ce dai laptele? Amâți? Pune de față, aici ține de amândouă coarnele. Așa, bravo. O, tuticu. Deci vaca se mulge pe aici până lateral, la oaia se mulge pe aici până spate. O, normal, la oaie se așa se ține degetul când se mulge, se trage așa, dar asta are rețele ca și vacile de mari, deci o putem mulge normal ca pe vacă. Asta este, are ceva la față. Hai că încă mă pricep. Gata, Liviu, ia laptele de la măți. Și ok, it's ok. Dacă mulgi, bine, vaci mai ales dacă mulgi. Vacile sunt mult mai greu. Faci antebraz, nu te mai ucinem la Scandenberg. Ai avut afaceristă de berbeci? Da. Vinzi berbeci? Cât ai bucata? Cu cât dați bucata de berbec mă interesează? 50 de lei. Ales, dragă, la licitație, care dă mai mult? Hai. Tu dai prea mult, nu ne încap, uite, nu ne încap. Semnul ăsta îi dă pe gratis, numai să scapă. Am găsit pe aici o stână părăsită pe munte și am uitat să luăm mâncare la noi, dar am căutat pe aici pe scorburile de copaci și uite ce am găsit eu. Ce vierme, ca în desene. Ca în desene alea cu Timon și Pumba, când căutau în scorburi de copaci, găsau și mâncau. Fii atent cât e de mare. Yo. Nu, avem proteină, fra. Bă, astăzi, Florin, ce zici? Ia o cât trei. Ia fii azi, dă-mi pe să vezi aproape. Fii azi-l tu. Da, oi cât trei, mă. Asta e mâna mea și ăla-i... Mi-am tăiat în ghilă. Hai, mic, ia uite. Poate soare. Ai curat să nu crezi că îl mânc. Ia. Dă dracul de jos, dă dracul. Bă, dar mare, bă. Eu încă unul. Stai. Pune-l la colț. Bă, stai protein. Eu doi îs. Pune-l la colț, îmi fac eu bărdița aici. Ăsta așa mare. Că bă, fra, ăsta aici e proteină, tati. Nu vreau că îi dau proteine imediat. Te mai joci cu ăsta? Te mai joci cu el? Stai. Uite ce fain să mă. Cine mușcă? Nu mușcă. Băi, să-l arunci, vei să mor dacă te mușcă. E năpări, că de la asta e inofensiv. Nu pune mâna pe el. Nu, ce gros, uite, bă. Nu. Lasă-mă așa, că la chit, ei, nu m-a filmat. Ți-i frică, Florin? Nu, mă, ăsta chiar n-are treabă, mă, n-ai treabă, e năpări. Păi n-ai treabă, ce dracu, bă. N-ai treabă, ce-mi te întreabă, spui că ai treabă. Prinde ea la mână, dacă nu. Stai să-l pun pe bâtă. Îl pui pe bâtă. Ia-l sub bâtă. Păi la o mașină, mă, de-alea încolo. Hai, dacă nu te mușcă, te prinde capul, stai așa. Nu, băi, nu cu toporul. Nu, să-i prind capul, de cap. Acum ai al de cap, fără. Ai luat? Am luat, da. Te mușcă. Nu mușcă, mă, că e neapărcă. De... E ca o șopârlă. Iată. Nu strâmbă din cap. Păi și dacă mă mușcă, ce pot să pățesc? Iată-i drumul. Bă, ce s-o căcat? S-o căcat pe mine, mă, ce-o făcut? Ia! N-are niciun stres.